Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în scorpion. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că luna aprilie este una foarte intensă. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați, vă urez să aveți o lună minunată, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, bine ați venit, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă considerați că rezonați cu aceste mesaje, pentru ca în viitor să fiți notificați, informați când postez și alte clipuri. Să începem așadar. Pe 2 aprilie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a început retrogradarea în semnul cardinal de foc al berbecului, în casa voastră a șasea. Această zonă pentru voi înseamnă sănătatea, rutina, echilibrul dintre viața personală și cel de la serviciu, activitatea ta de zi cu zi, colegii de serviciu, mentorii pe care îi poți avea în această viață, dar și starea ta de bine. Berbecul este semnul acțiunii, iar Mercur, planeta intelectului. Într-o perioadă de retrogradare, Mercur, în acest context, se deconectează de la sistemul de turmă, de la mentalul colectiv, pentru a vă oferi vouă o fereastră prin care să vă schimbați percepția. Întrucât percepția noastră despre realitatea noastră, dar și despre corpul fizic, ne poate afecta starea de sănătate, starea de bine. Așadar, aici, la nivel de rutină, pentru voi apar lucruri noi sau este necesar să evaluați, să reevaluați încă o dată ceea ce vă apasă sau ceea ce vă doare realmente. Mercur, când face acest pas înapoi, metaforic vorbind, se reconectează cu Chiron, care este eternul rănit, dar și cu nodul nord din berbec. Și vă arată calea către vindecare. Vindecarea corpului fizic, vindecarea emoțională, vindecarea mentală. Iar Chiron este trauma transgenerațională. Viața ta de acum, rutina ta de acum, dacă simți că ești prins într-o plasă, dacă simți că nu te poți mișca sau că totul se repetă în jurul tău fără prea mare evoluție la nivel zilnic, este pentru că undeva aici există un blocaj transgenerațional. Și în acest moment te poți deconecta de la tot ceea ce înseamnă lumea din jurul tău pentru a te înțelege mai bine, pentru a-ți recâștiga independența, autonomia și individualitatea. Venus, zeița frumuseții și planeta care ne vorbește despre iubire, artă și frumos, intră și ea aici în casa a șasea în berbec pe 5 aprilie. Venus este o energie benefică, magnetică, care atrage abundență și stare de bine în viețile noastre. Vă oferă acum un prilej foarte bun această energie să revizitați lucrurile care nu funcționează pentru voi în fiecare zi de când vă treziți și până când mergeți noaptea la culcare pentru a putea ieși din buclă. Venus aici vorbește și despre faptul că la locul de muncă poate ți se dau mai multe responsabilități, dar care aduc și venituri în plus, sau că în sfârșit munca ta este apreciată, ești văzut, ești validat, ești apreciat și la nivel financiar și la nivel personal. Pentru alții dintre voi poate fi aici o energie benefică feminină, dar nu numai feminină, care în această lună să vă stea alături, să vă ajute, să vă ghideze către calea vindecării. Pentru alții dintre voi poate fi o lipsă de comunicare anterioară cu cineva care în această lună se poate relua, pentru că Mercur în perioada de retrogradare mai aduce din trecutul nostru persoane cu care am avut o relație sau o legătură, o relație de orice fel de natură. Poate aduce pe cineva din nou în rutina voastră, în casa sănătății, pentru ca voi să vă vindecați. Sau poate revine cineva acum pentru a încheia un capitol, pentru a vă oferi o evoluție, vindecare, dar la nivel spiritual. Și aveți ocazia să identificați această persoană ca fiind, de fapt, un mentor, un aliat în viața voastră, nu un dușman. Poate apărea și cineva nou în viața voastră neașteptat, în rutina voastră să se schimbe lucrurile, să cunoașteți pe cineva, să începeți să vă întâlniți, să devină parte din rutina voastră. Pe 8 aprilie, tot aici în casa a șasea, are loc mare eclipsă de soare din berbec din această lună despre care întreg internetul vorbește. Este o lună nouă în berbec. Este o energie care schimbă
Dramatic schimbă profund ceea ce atinge, pentru că eclipsele au un sens de predestinare, dar și un sens foarte profund în viețile noastre. Berbecul inițiază, este energie brută, este a fi. Cine ești tu acum? În sfârșit îți recapeți sensul, bucuria, cheful de viață. Se pot întâmpla foarte multe lucruri aici. În primul rând, îți poți găsi un mentor, îți poți găsi oameni cu care să rezonezi întru totul și să-ți schimbi viața, rutina, să te simți mai bine și la nivel fizic și la nivel emoțional. Să apară proiecte noi la care să lucrezi, pentru care să fii apreciat, să îți găsești un serviciu care acum să facă parte din rutina ta de zi cu zi, să ai venituri stabile, să ai bani. Mai poate fi aici faptul că dacă aveți o relație și lucrurile erau așa din când în când, acum acea relație devine mai stabilă. Se poate întâmpla inclusiv să vă treziți aici cu o cerere în căsătorie. Această eclipsă aduce noutate și aduce foarte multă forță pentru a începe lucrurile la care voi vă gândiți. Pe 19 aprilie, soarele intră în Taur, în casa voastră a șaptea. Exact cum spuneam, dacă aveți o relație care nu avea neapărat o direcție anume, începând cu această lună, veți putea vedea unii dintre voi că potențialul este să devină din ce în ce mai stabilă și să intrați, de fapt, într-o relație de lungă durată. Taurul ne vorbește despre corpul fizic, despre senzualitate, despre bani și despre siguranță, iar casa șapte este cea care ne dezvăluie relațiile conștiente unul la unul. Cu ai noștri parteneri de viață cu care avem o relație stabilă, cu partenerii de afaceri, cu ai noștri clienți. Veți vedea pentru unii dintre voi că în această lună vă cresc veniturile sau încasările. Pentru alții dintre voi niște parteneriate devin mai stabile. Taurul guvernează și corpul fizic. Poate acum începeți un soi de tratament de lungă durată, care implică un efort din partea voastră, dar care vă aduce și vindecare. Pot fi chestiuni legate de cap, de ochi, de dantură, de gât, dar toate acestea se pot remedia pentru că în rutina voastră, acum voi vă țineți de un plan concret. Pentru alții dintre voi poate fi, după cum spuneam, un serviciu nou să vă găsiți, un serviciu nou, semnați un contract nou de muncă, să fiți promovați, să vă prelungiți un contract de muncă, să vă căsătoriți. Este o energie foarte bună, mai ales pentru că pe 21 aprilie, aici, în casa 7-a în Taur, are loc și marea conjuncție dintre Uranus și Jupiter. Această conjuncție dintre aceste două planete se perfectează în general la 14 ani. Însă în Taur nu se va mai întâmpla în această viață pentru noi. Uranus este inovația, noutatea. Vine cu schimbări neașteptate, cu surprize pe alocuri și șocuri. Iar Jupiter este marele benefic care extinde, care ne ajută să ne dezvoltăm, să vedem problema printr-o perspectivă foarte amplă, foarte înțeleaptă și care ne ajută să ne extindem atunci când este momentul potrivit. Întâlnirea dintre aceste două astre în această lună pentru voi în casa a șaptea, exact cum am menționat, poate veni cu o relație surpriză, cu o ofertă nouă de serviciu, ceva neașteptat, parteneriate noi, pentru că Taurul este semnul banilor. Uranus și Jupiter aici deschid calea către abundență. Se deschide un nou ciclu de viață, dar este bazat pe intenția voastră și pe munca voastră, pe seriozitatea și maturitatea voastră. Altminter, lucrurile pot trece pe lângă noi, la fel ca și până acum, și putem spune că nu am avut noroc. Pe 24 aprilie avem evenimentul de lună plină în Scorpion, pe casa voastră întâi. Această casă vorbește despre sine, cine sunt eu și cum mă văd ceilalți, dar de aproape. Aspectul fizic și planurile mele de viață. Voi, Scorpionul, sunteți semnul transformării, transmutării. Este o energie care poate aduce în acest moment acel final de capitol pe care îl doriți. Sau această lună plină va aduce acum posibilitatea să remediați acțiunile din ultimele 6 luni, să reparați ceva, să lăsați deoparte traumă, durere,
lucruri care n-au funcționat, să vă deconectați emoțional de oamenii alături de care nu mai aveți un drum spiritual în această viață. Pentru unii dintre voi începe un regim, alții dintre voi renunțați la ceva anume din viața voastră. Se schimbă rutina, se schimbă ceva, redeveniți voi înșivă sau vă descoperiți acum o nouă identitate. La nivel de identitate, în această lună aveți prilejul să vă construiți o versiune mai bună sau să fiți cea mai bună versiune a voastră. Pe 25 aprilie, Mercur își reia mersul direct în berbec și acum vă dă forță să puneți în aplicare, în practică, toate planurile la care poate ați lucrat. Dacă s-au mai produs turbulențe pe parcursul lunii, acum aveți ocazia să le încheiați, să aplanați conflicte, să vă liniștiți la nivel de rutină, să încheiați capitole importante din viața voastră. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre pensionare, despre o decizie finală, iar pentru alții dintre voi despre o terapie sau despre schimbarea stilului de viață, astfel încât voi de acum înainte să fiți bine, să vă simțiți în siguranță, dar să fiți și sănătoși. Și nu în ultimul rând, pe 30 aprilie, Marte, care guvernează berbecul, își începe tranzitul prin casa voastră a șasea în berbec și vine cu acțiune. Spune această energie, acum ori niciodată, hai, acum, nu mâine, nu poi mâine, în acest moment prezent te ridici și faci, încep și faci pentru tine lucrurile care te ajută să te dezvolți. Pornești în direcția pe care o dorești, de astăzi înainte rutina ta se schimbă, se poate schimba. Vine această energie și cu foarte multă vitalitate, cu putere, cu forță de muncă, cu energie pentru a putea avea un trai sănătos. Este o lună de impact major pentru voi, întrucât vizează această casă a sănătății, unde l-aveți pe Chiron în acest moment în tranzit, care spune că la nivel de rutină și poate de sănătate ai făcut multe lucruri care poate nu ți-au convenit și acum poți schimba acele lucruri, pentru că te detașezi de tot ceea ce erai obligat, cu ghilimelele de rigoare, să faci anterior. Să vedem care este și energia oracolului. Creștere personală. În casa a șaptea, la nivel de relații. Relații parteneriate, contracte deja semnate. Unde aveți Taurul, unde se va produce și conjuncția dintre Uranus și Jupiter. Creștere personală la nivel financiar sau creștere personală la nivel de relații. Vă găsiți un partener sau partenerul vostru se însănătoșește, voi vă însănătoșiți, relația voastră se poate vindeca, conflictele pot dispărea din viața voastră. Aici avem parenting, voi ca și părinți sau copilul interior din voi, care acum identifică greșelile părinților, le înțelege, le vindecă și trece peste. Pentru unii dintre voi poate deveniți părinți, dacă asta vă doreați de foarte mult timp. Sau poate fi relația cu copiii voștri care acum se schimbă. Natură și armonie la nivel domestic, armonie la nivel de rutină, armonie la voi în casă. Lucrurile se pot schimba foarte natural pentru voi în această lună. Luna va decurge cumva într-un ritm foarte liniștit, vine cu armonie această vibrație a lunii aprilie pentru voi și uite, în casa a șasea, toate acele tranzite prin berbec vă aduc voi echilibru, stabilitate și forța să vă schimbați viața. Energia unei eclipse va fi resimțită de toată lumea, fără dar și poate, așadar pentru voi aici este important să vă deschideți realmente percepția, să vă schimbați nivelul de înțelegere, oportunitate. Această lună vine cu oportunități la nivel financiar foarte benefice pentru voi, dar în egală măsură vine și cu oportunitatea de a vă schimba voi în primul rând viața, în al doilea rând serviciu și în al treilea rând pe voi înșivă sau percepția, viziunea despre viață. Vine cu creștere personală și la nivel de relații, cu oportunitatea de a întâlni pe cineva. Oferte de muncă, oferte la nivel medical există mai multe tratamente, există posibilitatea să ai de unde alege, să știi ce vrei. Sunt oameni buni care vă ies în cale și vă ajută să depășiți trauma, să vă vindecați sau sunt oferte
de iubire și curaj. Foarte mulți dintre voi veți avea nevoie de curaj. Berbecul înseamnă curaj, voință și determinare. Motivație este momentul perfect pentru ca voi să vă găsiți motivația să vă schimbați viața. Totul stă în subconștientul nostru pentru că această casă are legătură cu sănătatea din planul fizic, iar casa a 12-a din opoziție cu sănătatea din planul mental. Totul este transgenerațional. Înțelege și taie legătura cu trecutul, cu familia ta la nivel de boală. Desprinde-te de acolo pentru că tu nu ești familia ta. Magia aerului. Puterea de a materializa, atenție la cuvinte, atenție la ce spuneți. Cuvântul, la început a fost cuvântul. Totul în jurul nostru se materializează prin sunet și prin vibrație. Sunetul mișcă materia, sunetul creează materia. Gândul este sunet. Atenție la ce spuneți, atenție la ce gândiți, pentru că aveți ocazia acum să vă schimbați viața, să identificați autosabotajul și să-l eliminați. În zona relațiilor pentru Scorpion avem Regina de Monede. În zona planului material avem Nebunul. În zona planului emoțional avem Șapte de Cupe și Spânzuratul. În zona relațiilor pentru cei care sunteți singuri, această creștere personală de aici poate veni cu o persoană nouă în viața voastră, alături de care acum să o luați pas cu pas, să vă vindecați sufletul, să vă înțelegeți, să aveți parte de o relație frumoasă până la nivel de căsătorie. Aici, atenție că unii dintre voi aveți un tipar pe linie transgenerațională feminină pe care îl tot repetați. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vorbim aici despre partenerii voștri de viață sau despre voi, dacă vă regăsiți în asta, care în acest moment au curajul, puterea să își asume responsabilitatea. Este un proces foarte puternic aici de maturizare. Tot în această lună se va perfecta o conjuncție între Marte și Saturn din casa voastră a 5-a în Pești. Peștii sunt arhetipul iluziei, dar și arhetipul iubirii necondiționate. Casa a 5-a vorbește despre iubirea, aventură, despre copii și copilul interior, proiecte, curaj, creativitate. Marte este planeta acțiunii, iar Saturn spune maturizează-te, tot ceea ce vrei tu să faci în această viață dă roade dacă are la bază ceva solid, dacă ești matur și nu ești cu capul în nori. Iar acesta este un nou ciclu de viață la nivel de romanță, la nivel de relație cu copiii sau la nivel de vindecare a copilului tău interior, pentru ca tu să te deblochezi, să ai capacitatea de a fi un creator, de a materializa. Această energie, Regina de Monede aici, vă spune, este momentul să vă maturizați și voi și partenerii voștri. Veți vedea că și aceștia vor avea această influență mai matură, această abordare mai responsabilă și mai serioasă în această viață. Cei care sunteți singuri, uite că prin această energie din casa a 5-a, vă schimbați rutina și ajungeți într-o relație stabilă, într-o relație de lungă durată. Cei care sunteți în relații de lungă durată, aici este vorba despre maturitate. Voi sau partenerii voștri vă asumați rolul de părinte, deveniți părinți unii dintre voi sau în sfârșit vă maturizați și nu vă mai purtați ca niște copii, voi sau partenerii voștri. Pentru alții dintre voi aici încheiați niște provocări care au legătură cu o mamă, cu o soacră. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici Regina de Monede vorbește despre stabilitate. Despre faptul că cineva se gândește la tine, despre faptul că cineva poate își caută curajul să revină înapoi, însă nu știe care este în acest moment prezent statusul în viața ta. Pentru unii dintre voi, persoana la care vă gândiți voi este deja într-o altă relație și este fericită, dar pentru alții dintre voi este o chemare magnetică înapoi la nivel energetic a sufletelor voastre, se atrag în această lună pentru a se reconecta, pentru a se reîntâlni. Avem 10 de bâte. Cei care sunteți singuri, ați obosit să fiți voi în totul și vreți pe cineva. Și această lună vă deschide pentru următoarele 6 luni, un an, posibilitatea să întâlniți pe cineva.
Atenție însă că vă consumă gândurile, exact cum am spus, gândurile voastre au putere și vă creează realitatea. Gândiți pozitiv și veți avea prilejul să materializați pe cineva nou în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici s-ar putea ca energia feminină din cuplu să fie ajuns la un nivel de saturație, să nu mai faceți față responsabilităților sau să existe aici o confuzie sau să existe aici un conflict de genul eu fac, tu doar vorbești. În această lună puteți să schimbați aceste lucruri, se pot reîmpărți responsabilitățile, sarcinile în familie pentru ca voi să aveți drepturi egale, dar și responsabilități egale, toată lumea să contribuie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, așteptarea vă consumă și energia vă spune uită-te către viitor pentru că de acolo îți va veni iubirea. Regina de spade. Este absolut superbă această regină. Pentru cei care sunteți singuri, gândurile, din nou, atenție la ce spuneți. Atenție la ce spuneți pentru că vă creați realitatea. Uite, aveți ușa închisă și nu vă dați seama de ce. Deschideți-vă sufletul. Fiți mai joviali. Este leul, casa a cincea, acolo în pești. Purtați-vă poate mai relaxat, fiți mai optimiști, faceți lucruri creative și veți vedea că se întâmplă magia, că puteți cunoaște pe cineva. Cei care sunteți în relații deja formate, aici poate vă apasă ceva la nivel de rutină și vreți de acum încolo să fiți singuri. Scorpionul pe casa întâi acolo cu luna plină spune, eu de acum înainte fac ce vreau. Iar aici regina de spade poate veni cu un divorț, pentru că l-avem și pe 10 de bâte, care spune, îmi este de ajuns să fiu soție sau să fiu soț sau să fiu singur, dar în doi. Poate veni această lună cu finalitatea de genul acesta, pentru că Uranus și Jupiter fac conjuncția acolo în casa căsătoriilor și poate veni cu o surpriză sau partenerul vostru să vă spună acel lucru. Acest eveniment vă deschide vouă calea către armonie domestică. Este în favoarea voastră, în beneficiul vostru, pentru că veți crește la nivel personal și spiritual și nu înseamnă că rămâneți singuri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici regina de spade spune că trebuie să vă respectați mai mult, să vă iubiți mai mult, să vă apreciați mai mult și să încercați să deveniți un pic mai conștienți de faptul că această separare vă consumă, așteptarea vă consumă și nu meritați să așteptați. Și doi de cupe. Cei care sunteți singuri vă puteți întâlni în următoarea perioadă. Alesul. Alesul. Atenție la ce spuneți. Cineva care să vă admire, să vă pună lumea la picioare. Cei care sunteți în relații deja formate. Fie îngropați această secure a războiului și lăsați orgoliul deoparte pentru că și noi greșim, noi cei care ascultăm acest clip și este o lună prin care acceptarea sinelui, mă văd, mă înțeleg, mă cunosc pe mine însumi, însă știu și eu unde greșesc, sunt conștient de acele lucruri, mă face pe mine versiunea mea mai bună și parteneriatul meu, relația mea, căsnicia mea excelează începând din acest moment. Fie unii dintre voi veți ajunge posibil la o separare, pentru că asta vă doriți aici, există potențial de divorț, dar pentru că altceva mai bun poate urma după asta. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că iubirea ta adevărată este pe cale de a se manifesta. Nu este întocmai cel sau cea de care te-ai despărțit. 10 de cupe. Abundență, fericire, împlinire pentru Scorpion în această lună, cu magna cum laude, cu bucurie, cu entuziasm. Toate evenimentele care se petrec pentru voi în această lună au ca scop și ca sens desăvârșirea sufletului vostru și fericirea voastră aici pe pământ. Au căzut niște cărți, ia să vedem. Te vei bucura de o călătorie unde poate cunoști pe cineva sau să te bucuri de perioada în care ești singur pentru că este o călătorie, pentru că te ajută să te vindeci, pentru că poți cunoaște pe cineva. O iubire nouă, alături de care îți poți întemeia o familie și totul poate veni neașteptat. O comunicare care se poate relua acum când este Mercur retrograd. O discuție serioasă cu partenerul de viață pe care deja îl ai. Despre cum să faci lucrurile sau unii dintre voi poate v-ați îndrăgostit de altcineva și în această lună vreți să vă separați și energia vă va susține să faceți ceea ce voi vă doriți pentru sufletul vostru.
La nivel de plan material, aici nebunul vine cu eclipsa din casa a șasea, care spune, în rutina mea de zi cu zi, lucrurile se schimbă. Voi vedea că am noroc. Trebuie să faceți ceva. Această carte aici vă spune că trebuie să faceți ceva. Eclipsa aceasta se întâmplă odată la 7 ani. A mai avut loc în 2017. Este un ciclu de 7 ani pe care această eclipsă îl închide și deschide altul nou. Deci este o șansă. Nu o ignorați. 6 de băte. Este momentul tău să strălucești. 8 de băte. Este momentul tău de acțiune. Este momentul tău de glorie. Începi să ieși din casă, să faci lucruri noi, mișcă-ți corpul, mișcă-ți mintea, pajul de bâte, pentru că știi, pentru că ai oportunități, pentru că ai talent, asta este intenția. Regina de spade, să semnezi un contract, să discuți cu oameni, vei fi apreciat, vei fi văzut cât ești de deștept, cât ești de inteligent, cât ești de priceput. Și magicianul, șansa vieții tale, și mai repet, vieții tale este aici, acum, în acest moment prezent. Posibilitatea să rupi un contract dacă asta îți dorești. Posibilitatea să achizi niște datorii dacă asta îți dorești. Să reevaluezi, să-l achizi. Spiritualitate, ai încredere mai mult în tine. Exact cum am spus, este casă spirituală. Un mentor care îți apare acum în drum și te ajută. Tăcerea. Gândește-te foarte bine la ceea ce îți dorești în această lună, pentru că vei putea materializa. Această tăcere spune aici, ai grijă ce spui. S-ar putea să spui niște lucruri, să nu fii conștient și tu să trăiești un calvar, dar să nu știi de ce. Pentru că noi materializăm în fiecare secundă și nu înțelegem aceste lucruri importante. Și transportul, mutarea, mișcarea, se schimbă ceva, a ajuns în stație, se termină un capitol și începe altul. 453, 9 și 3, 12, schimbă-ți perspectiva și ți se schimbă viața. În zona planului emoțional, 7 de cupe și... spânzuratul aici vorbesc despre stagnare. Vreau și nu știu ce vreau. Această lună te împinge să iei o hotărâre, pentru că altfel se întâmplă niște lucruri în viața ta și vor veni mai abrupt decât ar trebui. Judecata, hotărăște-te odată. Stai strâmb și judecă drept. Ce vrei de la viață? Poate fi revenirea cuiva în viața voastră sau împăcarea cu cineva, aplanarea unor conflicte, reluarea unui serviciu, vindecare, asul de cupe, o iubire nouă. În sfârșit îmi revin și cineva mă iubește. Este vindecare aici sau gândul meu, inima mea, sufletul meu mă vindecă în această lună? 8 de băte și vorbesc, spun. Deci exact această carte este cheia pentru toată citirea voastră. Gândul este puterea. Ce spun, mișcă energia. Materializez dacă mă mișc, dacă fac, nu dacă stau în pat sau dacă sunt deprimat. Schimbă-ți perspectiva și fă o alegere. Alege să trăiești, nu să supraviețuiești și din această lună ți se poate schimba viața. Mai luăm o carte. O călătorie, un nou drum, activitate la nivel zilnic, o plecare, o excursie, un concediu, o vizită, un contract de muncă pe care îl poți semna sau mesajul pe care îl aștepți, discuția pe care o aștepți și niște bani, un contract nou de muncă care implică o nouă călătorie, o nouă etapă în viața ta. Talismanele sau o colaborare, o nouă direcție la nivel financiar. Adu-ți aminte de momentele în care ai fost bucuros și fericit, ce-ți place ție cel mai mult să faci, ce iubești tu, care e hobby-ul tău și începi și fă lucrurile alea în această lună, pentru că de acolo vin binecuvântările. Vibrație înaltă. Ești minunat, ești superb. Luna plină din casa întâi îți aduce acest prilej
Să primești declarații admirație, ești irezistibil. Ridică-ți vibrația și asta te va ajuta pe tine, nebun după tine, să faci lucrurile cu mai multă pasiune sau cineva aici se îndrăgostește de tine. Sau îți confirmă că e îndrăgostit. Creierul, folosește-l înțelept, vezi? Folosește afirmații pozitive. Ieși din conflicte. Cheia. Noutate în viața ta. Noutate. Bani, contracte, iubire nouă, serviciu, temperanța. Exact momentul potrivit, locul potrivit și momentul potrivit. Îmi vine să plâng de bucurie. De bucurie. Este o farfecă închisă. Puterea să-ți schimbi viața. Unii dintre voi, uite, veți avea niște intervenții sau ar trebui să aveți grijă la dantură. O declarație de iubire care poate nu mai vine și dacă nu mai vine, să fie sănătos sau sănătoasă. Dopamina. Trebuie să vă găsiți motivația. Ceva merge bine, motivație. Ceva nu merge bine, motivație. A venit timpul. Acum ori niciodată. Uite, abundența. Noutate. Echilibru. Diplomație. Contracte de muncă. Jupiter. Expansiune. O nouă relație. Sau posibilitatea de a ieși din această relație, dar pe cont propriu, de a fi independent, dacă până acum nu puteam. Ficatul, tristețea, furia, atenție, atenție la ficat gras, atenție la toxine, atenție la colon. Altă cheie, o mutare sau șansa care vă bucură, șansa să vă schimbați aspectul fizic, cineva își schimbă părerea sau modalitatea în care vă vedea, vă percepea până acum, se închide o karmă, vedeți, ajungeți la o concluzie cu cineva. Despre ceva, transformare, împărăteasa, Venus în casa a șasea. Am bani, mă simt bine, sunt sănătos, sunt iubit, sunt apreciat. Iubesc să cos lucru manual sau să fac ceva cu mâna mea. Viața mea este în mâinile mele. Săgetătorul, expansiunea. Guvernatorul săgetătorului este Jupiter. Săgetătorul pentru voi este în casa a doua a banilor. Ce faceți cu banii voștri? Munciți mai mult, câștigați mai mult sau de acum înainte aveți ocazia să câștigați niște bani. Stima mea de sine crește, este evoluție spirituală. Aici este vorba despre ce cred eu despre mine. Ce cred eu despre mine, aia reflect în exterior. Avem inițialele A, X, A, U și K. Axa. Axa aceasta eclipsei berbec. Balanță. Balanța o aveți în casa a 12-a. Relațiile voastre sunt de natură karmică, marea majoritate dintre ele. Însă, aveți ocazia acum, pentru că să fii cu cineva într-o relație karmică nu înseamnă neapărat să fii rău, să atrageți în viața voastră și oameni karmici, dar buni. Este timpul, axa, la ora 9 și 15, la ora 12 și jumătate, la ora 6 fix, la ora 15 fix. Se întâmplă ceva. Aici este UK-ul, Marea Britanie, Marele Regat, Regatul a venit. Uite, se transformă regatul. Vei avea ceva al tău, te vei simți foarte bine în această lună. Tu ești regina, tu ești regele. Identitate nouă, identitate nouă pentru foarte mulți dintre voi aici. Acum, în acest moment, începe un nou ciclu puternic de viață pentru voi. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!